Bine, un proiect foarte important pentru noi este școala actuală după model CEMAN. Lucram cu 2-3 licee tehnic aici în zona din mai multe 10 ani acum și avem niște proiecte pilot, clase cu unde tânăr face o cum se spune, ucenic face 3 ani de calificare în o profesie, electrician sau expert la mașini controlat numeric și așa ce. După aceea se pot integra pe piața muncii. După 3 ani ei sunt foarte calificat și firme noastre, nu numai firmele noastre, sunt și alte firme implicat. Aceste tânări calificat sunt foarte căutat la piața muncii. Pentru că sunteți de foarte mult timp și spuneți că ați derulat diverse afaceri și ați fost consultant de-a lungul timpului în România, vreau să vă întreb la acest capitol, pentru că spuneți că există un învățământ dual care funcționează de 10 ani. Cum au avut loc aceste schimbări în România, încât nu mai avem oameni care să fie integrați pe piața muncii, nu mai avem profesioniști în anumite domenii, doar în unele? Da, din păcate... În aceste 22 de ani, de unde sunt aici, în Timișoara, am văzut o dezvoltare economică impresionantă. Inițial, firmele au venit pentru muncitor salariu... Forță de muncă mai ieftină. Mai ieftin, sigur. Dar în aceste 22 de ani am văzut o schimbare, o restructurare de la economie. Cred în Germania a fost nevoie 60-70 de ani, ce s-a întâmplat aici în 20 de ani. Mulți din aceste firme care au venit acum 20 de ani pentru muncitor ieftin nu mai sunt sau face acum alte producții cu alte procese, cu alte echipment.